Sorin, părinții sunt aici? Nu. Da, bună seara. O seară rea. Ce să vă spun, este un elev de 10. Ți-l omor acasă. Titele. Toți profesorii consideră că este un elev model. Doamna dirigintă, vă rog să ne iertați. Nu, asta este educația pe care noi i-am dat-o. Nu înțeleg. Doamna dirigintă, noi n-am avut probleme cu el în generală 1-8. A avut ba nota scăzută la purtare, ba a fost în prag de corigență. Nu știu ce s-a întâmplat de când a ajuns la liceu, s-o fi înhăitat cu cine știe ce olimpici, că nu e copilul care a fost. Da, păi, e adevărat că are un 6 la fizică. Nu, dar l-a îndreptat cu 3 de 10. Îl rup cu cureu acasă, ți-l rup cu cureu acasă. Titele. Niciun titele, că e opera ta! Asta e opera ta, a fost la 6 olimpiade naționale și mie mi-ați ascuns. Uite ce rușine pățesc acum. Doamnă, spuneți-mi, nu s-a bătut Sorin Albeu cu nimeni? Nu. Are absențe nemotivate? Nu. Deranjează orele? Nu. Tine norocesc acasă, ascultă-mă ce spun, că tine norocesc acasă, bai, ale mătii de cop. Tati? Ce vrei? Am făcut o greșeală din neatenție pe Dark Souls 3 și, de nervi, am spart geamul din cameră. Ce? Mă întorc de la cea mai rușinoasă ședință de părinți din viața mea. Și ăsta face ceva care îmi demonstrează că totuși e un băiat bun. Dacă ai vedea cum l-a spart și pe parte și pe cealaltă, de ce nu ești, mă, mereu așa? De ce nu ești mereu așa? Doamne, asta e familia pe care mi-am dorit-o.